Ora junilor este singura horă din zona noastră care se joacă pe partea stângă și este singura horă deschisă din zona noastră. În cadrul acestei ore se execută și ritualul aruncării buzduganului, care începe prin vătav. Adică vătavul este cel care o să arunce primul buzdugan. Ținând cont că îl putem dansa cu această oră o putem dansa cu parteneră, niciodată ora nu va fi condusă de către o fată sau la finalul ei va sta o fată. Tot timpul trebuie să stea un bărbat, un june. Și atunci, în momentul în care vătaful, care este primul, va avansa în mijlocul semicercului pentru a executa ritualul aruncării buzduganului de 3 ori și să-l prindă de 3 ori, în locul său va veni următorul june și astfel ora va fi condusă tot de către un bărbat. După ce se va executa ritualul aruncării buzduganului, vătavul, pentru că a fost primul, va reveni, va lăsa buzduganul următorului june, își va lua partenera și se va poziționa la sfârșitul semicercului, la sfârșitul orei, el stând ultimul, iar partenera sa venind în partea stângă. Acum o să exemplificăm pasul de horă al junilor. Este un pas comun și pentru bărbat și pentru fată și atunci avem greutatea pe piciorul stâng și plecăm cu dreptul în față. Drept, șut, stâng, șut, 1, 2, 3, 4. Stâng, șut, drept, pum, 1, 2, 3, 4. Stâng, șut, drept, pum, 1, 2, 3, 4. Stâng, șut, drept, pum, 1, 2, 3, 4. Da, 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 1, 2, 3, 4. Da, 1, 2, 3, 4. Acest pas se execută de mai multe ori până când ajunge din nou cel care a fost primul la aruncarea buzduganului să ajungă din nou primul în fruntea orei.